Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Sunteți în căutarea unui loc de muncă? Vreți să vă angajați undeva unde să aveți un câștig care să vă permită să aveți un trai decent? Ei bine, despre locuri de muncă la o companie foarte, foarte bună, despre acest lucru vom discuta astăzi. Iar în platou este prezent domnul Adrian Mihai, șeful Serviciului Management Resurse Umane din cadrul Companiei de Transport Public Iași. Bună ziua, domnul Mihai, bine ați venit în platourile noastre. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Discutăm despre Compania de Transport Public Iași, care, văd aici, caută, a dat de fapt un anunț de școlarizare și angajare. Despre ce este vorba? Mai exact, Compania de Transport Public caută șofer de autobuz pentru a asigura transportul călătorilor în zona metropolitană. Mm-hmm. Știți foarte bine că noi am preluat foarte multe trasee de zona metropolitană și mai ales cu 1 iulie am înființat cinci noi trasee. Corect. Spre Șorogari, Vișani, spre Ciorbești, Dumbrava și Chicere. Dat fiind acest aspect, bineînțeles că ne interesează să mărim echipa de personal de bord. Uh-huh. Și ne-am gândit, pe lângă angajările pe care le facem săptămânal pentru a selecta șoferi de autobuz categoria D și atestat transport persoane, ne-am gândit că ar fi bine să îi pregătiți dumneavoastră noi proprii șoferi. Dar asta înseamnă că Onor Compania are persoane calificate pentru școlarizare, sigur, nu? Sigur. Noi avem o școală de șoferi, uh-huh, și Vatman. Școlarizăm periodic personal pentru a ne asigura resursa umană necesară. Și acum, mai nou, a venit rândul șoferilor să intre la școlarizare. Bun, bineînțeles, vorbim despre, numai puțin, vorbim despre șoferi de autobuz, nu? Da. Aici presupun că nu se face, nu știu, o distinție, domnule, ești șofer pe autobuz cu motor cu ardere internă sau ești șofer pe autobuz electric, nu? Nu, nu, bineînțeles că e aceeași categorie de șoferi. Școlarizarea însă nu se face pe autobuzele electrice, ci se face pe un autobuz cu combustie internă. Ohoho. Iar în final, cel care va fi școlarizat după ce obține și atestatul profesional poate lucra pe oricare dintre ele, în funcție, bineînțeles, de nevoile noastre. Ale companiei, ale da. Companiei. Bun. Haideți să începem cu ce condiții ar trebui să îndeplinească cei care vor să vină să fie școlarizați la... Da. Sunt niște condiții minime prevăzute de legislația românească. În primul rând, vârsta minimă pentru un șofer profesionist este de 24 de ani. Au. De asemenea, e necesar permis de conducere minim categoria B. Uh-huh. Cei care au o categorie superioară, C sau D1, au avantajul că vor urma cursuri de mai scurtă durată, adică vor reuși să obțină permisul de conducere mai repede, după un timp mai scurt de învățare. De asemenea, noi am prevăzut printre obligații și alt aspect legat de calificarea lui, pentru că în activitatea profesională se poate întâmpla frecvent ca în anumite perioade să nu poți îndeplini această meserie, ori suspendarea permisului din diverse motive, da, sau, da, da, sau medicale, sau orice alte motive. Și atunci o calificare permite șoferului să obțină un post pe un, în funcție de calificarea sa în cadrul companiei, altul decât cel de șofer. Bun. Trecem mai departe. Cineva care, aici mai văd și studii minime, 10 clase și da, cursul de calificare, calificare școală profesională. Perfect. Cei care ne urmăresc acum zic, domnule, stau să gândesc că am cel puțin 24 de ani, poate chiar mai mult, am liceul terminat, am permis de conducere categoria B și C, vreau să mă duc să fac școlarizarea. Cât costă? Școlarizarea, bineînțeles că presupune o investiție, în primul rând, din partea noastră, pentru că vom oferi posibilitatea celor interesați să încheie un contract de școlarizare. Uh-huh.
și costurile în ce îl privește pe candidat sunt zero, dar e obligația... Deci el nu plătește nimic. Nu va plăti nimic, dar e obligația de a încheia contract de muncă și timp de 5 ani prestez meseria pe care ai obținut-o în urma acestei școlarizări. Stai, păi asta este și mai mare avantaj, că vine și face o școlarizare gratuită, moca, cum spun mulți, exact. Și știe că după aceea 5 ani de zile are și un loc de muncă. Are și un loc de muncă, bineînțeles. Păi... El, contractul de muncă e pe durată nedeterminată, dar minim 5 ani, minim 5 ani trebuie zicem să... noi că ne recuperăm investiția. În cazul în care nu vrea să stea 5 ani de zile, va trebui să plătească cursurile școlare. Proporțional cu timpul rămas până la împlinirea acelui Perfect. Termen, va plăti școlarizarea. Bine, școlarizarea, v-am spus, depinde de gradul pe care îl are pe permis candidatul, dacă e categoria B, costurile școlarizării se ridică la aproape 7.000 de lei, uhuhu. La care, bineînțeles, că se vor mai adăuga și celelalte costuri legate de obținerea atestatului personal. Da. Iar dacă candidatul are categorii C sau D1, atunci costurile se reduc la jumătate. Și avantajul în plus pentru cei care au categoria C și D1 să obțin acest permis într-un timp mai scurt. Mai scurt. Adică o perioadă Bun, de înscriere cât costă, mai mică. Exact. Cât în timp, cât se întinde în timp școlarizarea? Sunt cel puțin 40 de zile în care un candidat care are permis categoria B trebuie să urmeze cursuri. Sunt 15 zile de legislație și, de asemenea, 25 de zile de conducere a mijlocului de transport. După care... e programat pentru a susține examenul la sală, deci legislație rutieră și cunoștințe de mecanică și după ce obține acest examen, după ce îl promovează, minim 22 de puncte, se programează în traseu. Bun, examenul cu poliția îl dă română. Cu poliția română, adică nu îl dă cu instructorul de la... Nu, noi dăm ei la finalizarea școlii. Am înțeles. Pentru a obține... Deci minim 40 de zile lucrătoare pentru a putea să spună, domnule, uite, eu sunt Sigur. Pregătit, am ieșit din școală, Sigur. Mă duc și susțin examenul. Se duce, Sigur. Sala o ia... În ea și programarea se face, un pic mai greu. Am înțeles că foarte mulți candidați. Da, am înțeles că s-a redus perioada de programare la 90 de zile, de la 120 de zile și se încearcă să ajungă la 60 de zile. Bun. Dă și examenul oraș. A luat ambele examene. Obține permisul. Da. După ce obține permisul, se înscrie pentru atestat. Acolo deci urmează o altă calificare. O altă perioadă de instruire. Așa. Deci se înscrie pentru atestatul profesional transport persoane, atestat pe care, bineînțeles, că îl suportăm ca și cost tot noi, pe bază da. De contract, și timp de o lună de zile participă la cursurile organizate da, de firme specializate în acest sens, cu care noi avem parteneriat. Obține acel atestat în urma unui alt examen. Care îl dă cu autoritatea rutieră română. Da, în traseu. Traseul poate fi extern, undeva... Merge de la Iași la Podul Iloaie, la Târgu Frumos. Face da, opririle toate unde dacă trebuie. Dacă are noroc, prinde și cheile bicazului. Ba, bine, până, dacă are noroc, prinde aglomerația de la Podul Iloaie, zice, aoleu, aoleu, aoleu. Ați observat că în ultima perioadă se pare că timpii de parcurs acestei zone sunt mai mici. Eu cred că o semaforizare inteligentă. Deci eu cred că este o așa, cum să spun, vorbe în vânt. Aici fac o mică paranteză, doamnelor și domnilor, pentru că nu mă pot abține. Toată lumea, vai, bucuroasă, am pus semafoare în Podul Iloae, gata, domnule, s-a redus timpul de așteptare. Trebuie să înțeleagă și cei care spun, vai, am rezolvat problema. La intrarea în Podul Iloae, pe o distanță de 1,7 km, de la o bandă și 3 sferturi, adică aproape 2 benzi, se trece la o bandă. Poți să pui mama semaforului în lanț, în șir, în paralel, în serie, cum vreți. Dacă nu se lărgește să fie și a doua bandă, egal cu zero. Dar nu zero barat. Încercați să plecați vineri după amiază, după ora 4 și o să vedeți că la Podul Iloae, la intrarea în Podul Iloae dinspre Iași, coada are undeva vreo 11-12 km. Cu toate semafoarele lor. Haideți să revenim la... Bun. Se duce omul, dă Iași atestatul. Ba, vine la dumneavoastră și zice, domnule, semnăm contractul.
Dar înainte de a veni și de a intra la școlarizare, una dintre întrebări este foarte clar. Dom'le, dacă iau toate astea, cam cât este salariul? Salariul, așa este. Că omul se duce... O întrebare firească. Bineînțeles că noi, ca și companie de transport cu vechi state și o colaborare deja de lungă durată cu partenerii noștri sociali, sindicatele, avem un contract colectiv de muncă pe care îl negociem anual. Salariile, normal, că urmăresc și evoluția creșterii salariului minim, corect, la nivelul economiei și celelalte aspecte. Inflația... Legate, sigur. Da. În momentul de față, ca să dau totuși niște cifre, pentru că până la urmă, cred că toată lumea e interesată, exact, de regulă, de salariul net. Noi nu încheiem contractul pe salariul net, ci încheiem contractul pe un salar tarifat, dar care, în funcție de activitatea desfășurată, de volumul muncii sale, de perioada din săptămână când lucrează acel șofer, la acel salariu se adaugă și alte sporuri de noapte, sporuri de sâmbătă-duminică, de trafic. Sporuri de sâmbătă-duminică, da. Sau alte adausuri la salariu. La nivelul lunii iunie, numai departe de acum, salariul mediu pentru un șofer la compania de transport public a ajuns la nivelul brutului să depășească 8.000 de lei. Brut. Un salar net însemnând peste 4.500 da, de da, lei. Aproape de 1.000 de euro. Da. Și la acesta mai adăugăm tichetele de masă pe care le oferim în quantum de 30 de lei pe zi lucrată și voucherele de vacanță atunci când acest salariat îndeplinește cerințele. Sunt niște condiții de muncă pe un an de zile. Bun. Haideți să vă întreb un lucru. Pentru acest salariu care l-ați prezentat, numărul de ore trebuie să fie 172, ca așa zice codul. Deci un normal al lunii, depinde de lună. Normal al lunii. Dar aici persoanele respective vin cu o serie de întrebări. Angajați numai persoane care locuiesc în municipiul Iași sau angajați din și din județ? Angajăm și din județ. Bineînțeles că mulți dintre ei fac naveta. Exact. Și decontăm transportul, dacă el se realizează cu pe bază de abonament sau bilet la operatori autorizați sau CFR, dacă vine cu trenul. Sau, bineînțeles, mulți dintre ei optează să-și iau o chirie în oraș. Corect. Și atunci să nu mai fie necesar deplasarea decât eventual la sfârșitul săptămânii sau atunci când are el nevoie spre domiciliu. Bineînțeles că sunt foarte mulți șoferi din zona metropolitană și nu numai, chiar din județ la din zone mult mai îndepărtate care optează să lucreze. Deci există lucreze. Posibilitatea, ei se decontează transportul, domnule, totul da, e să fii serios, tot e să vii la muncă. În multe zone ajungem noi cu transportul de acum, bine, dacă da, vorbim de zona metropolitană. Dacă depășim zona metropolitană, bineînțeles... Da, dar eu mă gândesc la un șofer care ar trebui la prima oră dimineața să vină, să ia autobuzul, să meargă în zona metropolitană. Nu poate, în fine, da, bun. Facem transport pentru salariați. Ei, asta vreau să vă întreb, deci, da? După ora 11, când mijloacele de transport public se retrag de la stradă, compania de transport organizează transportul salariaților spre domiciliu. Uh-huh. Și de asemenea, dimineața, înainte de ora 4, la fel, organizăm transport și da, avem niște trasee prestabilite, ei știu locurile de unde se pot îmbarca și bineînțeles că sunt prezenți acolo și sau mulți folosesc mașina personală. Bine, da, este cât se poate de firesc să folosească mașina personală. Mai ales că e liberă strada. Da, problema, noaptea vin, tot noaptea plec. Bun, mai sunt câteva întrebări care vreau să vi le adresez. A spus că vor face școală pe un mijloc de transport cu motor cu ardere internă, dar vor putea ajunge foarte ușor și pe un mijloc de transport electric. Dar pentru ăla electric va trebui iarăși o perioadă de acomodare sau va învăța sau va face iarăși o calificare sau cum? Deci după ce obțin și permisul și atestatul, da, mai urmează 40 de ore de o perioadă de aspiranție, tot o perioadă de învățare. Uh-huh.
Când un șofer care are cele două documente legal necesare, da? Se instruiește vis-a-vis de modul în care exploatează mijlocul de transport, ia cunoștință cu atribuțiunile pe care el le are în traseu, cu îmbarcarea, debarcarea călătorilor și toate celelalte aspecte care vizează documentele, completarea lor, validarea lor sau alte atribuțiuni pe care le-au ei în 40 de ore. 40 de ore. Bun, acum vă întreb un lucru, domnul Mihai. Pentru pe perioada școlarizării, dacă persoana respectivă nu e din Iași, undeva mai, îi se asigură transport, îi se decontează transportul pe perioada școlarizării? Deci, în perioada în care el face școlarizarea, nu încheiem contract de muncă. De asemenea, neavând încheiat contract de muncă, nu îi putem asigura transportul. În perioada celor 40 de ore de acomodare, că domnule, trebuie aici stația, oprește, apești, te uiți, vezi, este plătit, remunerat? Da, în această perioadă este plătit, este remunerat cu salariul lui și toate sporurile aferente, doar că se încheie un contract de adaptare și, la fel, el se obligă prin acel contract să rămână măcar 2 ani de zile pentru a compania, pentru că noi, compania, să ne scoatem cheltuielile cu acea instruire. Corect. Dar el primește salariu în toată această perioadă de 40 de ore de acomodare. De asemenea, transportul este asigurat în momentul în care el folosește mijloacele noastre de transport public. Cu alte cuvinte, cei care ne urmăresc acum, dacă vor să vină la școlarizare și angajare, vor trebui să vină 40 de zile pentru școlarizare, în care, doamnelor și domnilor, a trebuit să vă descurcați cu banii. Asta este. După care veți avea sala, ați luat sala, vă programați la oraș, încă vreo 3 luni de zile stați. 40 de zile înseamnă o lună și jumătate și cu încă 3 luni, 4 luni și jumătate. După care mai sunt încă 15 zile, adică încă jumătate de lună, 5 luni să vă luați atestatul. După 5 luni de zile în care trebuie să strângeți uleacul cu ureaua, dacă veți lua permisul și atestatul, sunteți angajați la compania de transport. Deci salariul mediu în luna iunie 4500 de lei. Vorbim de salariul mediu. Acum, pentru un debutant, nivelul de salarizare este mai mic. În, 3000 de lei? În perioada de debut, care debut, da. Poate fi până la un an de zile. Nu, undeva la 3.464 acum. Dar, repet, de regulă salariile urmăresc evoluția inflației, a creșterii prețurilor și evoluția salariului minim pe economie. Și negocierile pe care noi le facem de regulă la început de an vizează creșteri salariale în acest sens. Da. Deci, după aprobarea bugetului, bineînțeles că acest lucru este posibil. Corect. Deci, respectivul 5 luni de zile strânge muța de coadă pe românește, ia permisul, ia categoria D, ia atestatul transport persoane, după care cele 40 de ore de acomodare se plătesc și intră în salariu. Acum, de regulă, cei care încep școlarizarea cu noi au o altă slujbă, un alt serviciu. Corect. De unde pot obține venituri pentru subzistență. Pe perioada asta, da. Avantajul pe care îl au e că pentru această școlarizare, care ați observat că e de lungă durată, da, și destul de costisitoare, nu plătesc. Și atunci, când vor intra ca șoferi la compania de transport, după maxim un an de zile, intră pe salariul de bază mai mare al Bun. Șoferului, cu perspectivele de care vă spuneam, salariul mediu fiind în momentul de față și destul de mare. Suntem la finalul emisiunii, dar vreau neapărat să vă întreb. Unde trebuie să vină respectivii să se înscrie pentru școlarizare și până când? Care este data maximă la care se pot înscrie? Ei se pot înscrie la compania de transport, la sediul nostru din strada Silvestru numărul 5, da, vis-a-vis de gara mare, da, în Iașului. De asemenea, pot transmite actele prin e-mail
la e-mailul nostru mereu@sctpiasi.ro și de asemenea prin poștă, dar e cea mai puțin uzitată practică. Da. Dar pe e-mail poți scana. Și care este data limită la care trebuie să... Noi estimăm că după prima săptămână din luna august vom face această selecție. Am până înțeleg. Atunci, se pot înscrie. În jur de 4 august, așteptăm înscrieri și în funcție de numărul de înscriși vom decide și momentul în care vom face selecția. Bineînțeles că se pot forma și grupe mai mici și grupe mai mari. De asemenea, dacă vor fi candidați care vor avea diverse categorii pe permisul de conducere, normal că vom începe cu cei care au categorii acest superioare, avantaj. Astfel încât timpul pe care îl au pentru instruire să fie mai mic și să obținem mai repede produsul finit. Corect. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune, domnul Mihai. Mulțumesc eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Cei care vreți să îmbrățișați meseria de șofer profesionist la compania de transport public, puteți să vă înscrieți pentru școlarizare și angajare. Cheltuielile privind școlarizarea sunt suportate de către compania de transport. Ieșiți șofer pe autobuz, ori autobuz cu motor cu ardere internă, ori autobuz electric. V-am spus, în calcul sumar, minim 5 luni de zile durează până să vă obțineți și permisul și atestatul transport persoane, după care ați auzit și salariile. Pentru început, un 3.460 de lei pe lună, urmând ca după un an de zile să mergeți încolo, înspre 900-1000 de euro pe lună. Mie mi se pare un salariu decent pentru România. Până data viitoare, cele bune! La revedere!